Bună seara, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Agricultura la raport, astăzi două subiecte foarte faine, două subiecte foarte importante. Rămâneți alături de noi pentru ca să vă punem la curent cu ceea ce fac unii oameni în țărișoara asta și ce ar trebui să facă alții, alții care deocamdată își iau angajamente că vor face. În prima parte discutăm despre mai dulce ca mierea, sănătatea românilor, cam despre orice vorbim aici, să știți, până la urmă, se cam reflectă în starea de sănătate a națiunii, a populației care trăiește în țărișoara asta. Vorbim despre arta darului, până la urmă, despre ceea ce știu unii români să facă, ceea ce vedeți lângă mine, o să vă și traducem imaginea asta în câteva momente. Avem, ați văzut că începe să-mi placă să intru în emisiune cu lingurițe, pentru că sunt primul beneficiar, să zic așa, al invitațiilor, al temelor pe care le punem în discuție aici. Încep să mă deprind cu gusturile, să spun așa. Ne spunea profesorul Fițiu la un moment dat că în Italia există chiar și o universitate a gustului, o facultate în care tineri se duc și învață despre gust. O memorie pe care Europa, în mare măsură, a cam pierdut-o. O memorie a gustului mâncării. Veți vedea despre ce e vorba. E o poveste foarte interesantă a unei fundații, Fundația Agapis, condusă de Alin Prunean, președintele acestei fundații, invitatul din prima parte a emisiunii noastre. Alin, îți mulțumesc că ai acceptat să fii împreună cu noi. Mulțumesc de invitație. Te-am văzut și pe la Viața Satului, duminică. Ești tot pe televizor. Mai mult pe sticlă decât la muncă. Mai mult pe sticlă decât la muncă, dar cred că e importantă și partea asta, până la urmă, de promovare a ceea ce faceți. În cel de-al doilea ceas, de la 9 încolo, discutăm cu vicepreședintele Consiliului Județean Cluj despre sistemele de irigații din România, o fata morgana deocamdată a agriculturii românești. Tot ne uităm la orizont și vedem sisteme de irigații care dau apă în culturile românești. Deocamdată nu. E fata morgana, cum vă spunem, o iluzie. Însă sunt oameni și din politica românească care probabil se străduie să facă din această fată morgană, să o prindă, să o ia prizonieră cumva și să facă ceea ce trebuie făcut până la urmă. Să nu mai fim, nu la mila lui Dumnezeu, pentru că la mila lui Dumnezeu suntem până la urmă, însă Dumnezeu l-a dăruit pe om cu înțelepciune, cu minte. I-a spus, uite-te în jurul tău, ai atâtea resurse, dacă nu plouă din cer, ai la îndemână un râu, un pârâu pe care poți să-l adaugi ca plus valoare la agricultura pe care o faci, la culturile pe care le faci, încât ceea ce pui acolo, semeni, sămânța aia, să și dea roade în cele din urmă, conform așteptărilor pe care le ai de obicei. Așadar, despre marketing, management, să spunem așa, cu produse tradiționale, cu produse ecologice, în prima parte, iar în cea de-a doua, despre ce nu s-a făcut încă și ce ar trebui să facă în România, și anume sistemele de irigații. Alin, vreau să plecăm de la povestea aceasta, de la această imagine pe care o au și telespectatorii în față, în momentul de față. Haideți să spunem oamenilor ce înseamnă imaginea asta și cam cum e percepută ea în afara României. Știu că ai plecat cu povestea asta de aici, de acasă, ai cuplat la efortul ăsta din branșe diferite, oameni iluștri, oameni care îți prieteni cu arta, îți prieteni cu mediul, îți prieteni cu mâncarea sănătoasă și a rezultat ce a rezultat ce avem noi aici. Haideți să descriem puțin povestea asta, da. Te rog frumos. E o vorbă care zice, nevoia te învață, nu? Nevoia te obligă. Nevoia te obligă. Sau de multe ori putem spune concurența sau, știu eu, mediul în care îți desfășori activitatea, de multe ori te duce pe o anumită direcție și îți îndrumă pașii într-o anumită parte. Avem în față expresia exclusivismului, zic eu, îmi permit să spun așa, ceea ce poate însemna ce au mai buni românii sau transilvanenii de dăruit. Este vorba de tradiție în această imagine, este vorba de produs local înainte de toate, este vorba de meșteșuguri, dacă vrem să dorim, și este vorba de o undiță, dacă putem să spunem, cu care putem să îi atragem pe străini înspre noi, să vină să fie și ei consumatori. Știi că noi de câțiva ani încoace așa suntem de fapt o piață de desfacere. De desfacere. Suntem consumatori, nu suntem consumatorii vestului, să spunem așa. Azi eu sunt un pic euroșceptic, dar îmi trece până mâine.
Cum te tratezi? Mă tratez un pic de miere, niște gemuri de pe Trnava Mare și mâine o să fiu un pic mai optimist. Dar dacă ne uităm în jurul nostru, da, intrăm în lanțurile de magazine, în supermarketuri, vom vedea produse, o invazie de produse din import. Gem, lapte, mezeluri, miere cu tonele. Și noi suntem conștienți, sau noi aici la noi acasă, noi suntem exportatori de miere, nu? România este un mare exportator de miere în Germania. Dar dacă ne uităm în supermarket, vedem că nemții sau francezii sau mai nou cehii ne aduc miere nouă să vândă. Adică, nu, eu nu înțeleg. Paradoxal, suntem și exportatori, dar suntem și importatori. Suntem importatori, da. Și suntem mari consumatori. Consumiști, pardon. Suntem mari consumiști. Ceea ce convine vestului, să spunem așa, și marilor producători și procesatori. Nu-i rău să fii consumist și nu-i rău să existe consum în societate. Nu-i rău, dar e bine să fii cumpătat, e bine să fii moderat și să mănânci, dacă mănânci nu două linguri, să mănânci una, dar să fie de calitate. Da, să fie sănătoasă și dacă se poate cu linguriță de argint. Și cu linguriță de argint, fraților. E prima oară când mănânc cu linguriță de argint, când am fasoane de asta de mic burghez, că vin dintr-o familie de țărani. E prima oară, cred că, când țin în mână. Ba nu, a doua oară când ne-am mai întâlnit noi la un moment dat și mi-ai mai arătat produsul ăsta. E a doua oară când țin o linguriță de argint în mână. N-am mâncat încă cu ea, nu știu cum e, dar cine știe, poate pe parcursul emisiunii mă dedulcesc și eu un pic la... Revenind la Hai spunem exact, da. E un parteneriat între două fundații, două organizații. Fundația Agapis și Fundația Adept Transilvania, care, stând la o masă, am zis, trebuie să facem ceva să promovăm produse locale, să promovăm ceea ce avem noi mai valoros ca tradiții, ca meșteșuguri și să arătăm și românilor, dar și celor din afară că noi aici în România putem produce lucruri de calitate, avem niște tradiții, avem o identitate pe care nu prea ne dorim să fie ștearsă sau înlocuită cu altceva și cu sărbători, că tot e sărbătoare azi. Da, apropo de sărbătoare, iartă-mă, e Sfântul Constantin și Elena. La mulți ani celor 1800 de români, 1.800.000 de români care poartă numele de Constantin sau Elena. Fiecare știe cum îl cheamă, așa că trebuie să se simtă felicitat din partea noastră. Probabil că în zilele astea, dacă e să ne raportăm la zona politică și cea care ține de resortul agriculturii, cel mai celebru Constantin o fi Daniel Constantin acum în perioada asta, așa că îl rugăm pe domnul Daniel Constantin să fie vrednic așa cum a fost și împăratul Constantin și să rămână după mandatul lui ceva notabil în agricultura românească. Alături de cei sau de cele peste 3 milioane de gospodării sau de ferme mici din România, în care trăiesc peste 9 milioane de români, care, din păcate, mai mult sunt consumatori decât generatori de valoare adăugată. Deci ar trebui să gândim niște politici ca acești români, acești 9 milioane, să spunem, care se apropie de... Acum, uite-te, te rog frumos, în cameră și spune chestia asta lui Daniel 3. Constantin. Nu, nu spune mie că eu sunt de acord cu tine. Hai să ne uităm amândoi în cameră și să spunem da, e cu dedicație. Domnule ministru, e musai să gândim strategii pentru ferma mică țărănească, pentru țăranii din România. Și eu cred că agricultura ar putea scoate România din criză și unii o să râdă la afirmația asta. Dar gândiți-vă, luăm altă statistică. La începutul lui 2012 existau în România 4.660.000 de angajați, de plătitori, de taxe CEASE și alte taxe ce merg la bugetul local. Restul... 6 milioane și erau pensionari. Adică... Sunt susținuți de cei 4.600.000. De ce să nu transformăm acest țăran român, o parte din acest țăran, în plătitor de taxe? Haideți că sună sună foarte sună bine dur. Dacă ajungi în postura în care să faci valoarea adăugată, cum spuneai, exact. Să produci un leu în plus. Să-ți fie taxa, nu contează, dar înseamnă că ești în condiția în care produci ceva în plus pentru tine. Să nu fie țăranul român privit sau să fie o povară a societății, să susținem cu ajutoare sociale. Nu, noi trebuie să creăm premisele pentru ca el să poată genera valoare, să se susțină, să realizeze venituri și evident să fie contribuabil, că nu vrea nimeni teoretic să fugă de lucrul acesta. Și atunci nu ar fi mai ușor sau povara împărțită
la mai mulți contribuabili ar fi mult mai mică și toată lumea ar fi mai fericită un pic. Da, pentru asta ce spuneai tu, trebuie politici clare, da. Politici naționale pe domeniul ăsta, încât să... Am zis că toată lumea ar fi mai fericită. Ar fi unii mari producători din afară care n-ar fi așa de fericiți dacă noi am produce mai mult. Da, suntem probabil și încurajați. Oameni buni, citeam, mă rog, astăzi citeam într-o carte a domnului Giuvara, istoria pentru, așa, scrisă pentru cei tineri din România, așa, mai pe înțelesul tuturor, și citeam despre spațiul ăsta românesc, până la urmă, care era denumit toată Dacia Felix. Da? Adică Dacia rodnică, Dacia fericită prin ceea ce putea să asigure. Ori noi cu toții în România astăzi, moștenitori, să spunem, a acelei Dacia Felix, stăm, ne văietăm, ne plângem, dom'le, nu ne merge bine. Evident, interesul multora au fost înspre această țară, încă de pe vremea lui Traian și înainte de el, da, Traian a reușit să desăvârșească acțiunea aia de cucerire a Daciei și știm cu toții că de unde, pe vremea lui Traian, monedele de aur aveau grosimea unei foițe de țigări, după ce s-au instaurat în Dacia, au cucerit-o și au avut acces la resursele de aur pe care Dacia le avea la vremea aceea, s-a îngroșat teribil moneda de aur a Imperiului Roman la vremea aceea. De-aia zic că avem atâtea resurse, doar că nu trebuie, nu știu, cineva trebuie să vină să ne tragă de urechi, să ne facă conștienți de lucrul ăsta. A venit și ambasadorul Franței, a spus, oameni buni, trăiți într-un paradis, într-un posibil paradis agricol. A venit prințul Charles, ne-a arătat, oameni buni, stați pe o mină de aur, habar n-aveți ce aveți la voi acasă. Nu știu, suntem obnubilați așa, avem o ceață pe ochi, Aline, încât nu vedem că în jurul nostru se întâmplă lucruri remarcabile. Aseară povesteam iar de plantele medicinale, de calitatea laptelui în România. Sunt atâtea lucruri care, cum să spun eu, dacă ai fi conștient de ele, probabil că ai îndrepta coloana și ai spune, ai stat drept așa frumos în fața locului și mândru și ai zice, băi, mai lăsați-ne mă cu... Da, da. Lipsește și educația. Apropo de englezi, am lansat acest produs la Paris împreună cu Fundația Adept în octombrie toamna trecută. Și primul produs a ajuns la un englez. Întâmplător acel, sau neîntâmplător, acel englez este un mare avocat al Parisului. A rămas blocat de imaginea acestui produs și ceea ce este în spatele lui. I-a spus Transilvania. Wow! A rămas șocat. Voi sunteți din Transilvania? Deci din momentul acela am câștigat respect sau admirație. A cumpărat primul produs și și-a luat angajamentul ca să vină în primăvară, anul acesta în primăvară, în România, în Transilvania, să vadă aceste locuri binecuvântate, să spunem așa. Au trecut 2 săptămâni de la acest moment, de la această discuție și a sunat englezul. A spus, frate, nu pot să aștept până în primăvară. Vin cu soția mea, vin acum în noiembrie, stăm un weekend și revenim în primăvară. A venit într-un weekend, într-o vineri seara, ne-am adunat la Viscri, acolo unde are proprietate. Da? Am stat, am mâncat, am sărbătorit, ne-am bucurat, l-am primit cu muzică, cu lăutare ai locului, cu mâncare sănătoasă. Ne-a făcut și el o surpriză după ce a cântat formația noastră. A mers el și a luat cimpoiul și ne-a cântat și el. Excelent. Și el nouă. Au început, după aceea, recitaluri de poezii și tot felul. Ne-a mulțumit de ospitalitate. A doua zi a urmat o discuție despre păduri. De ce despre păduri? Pentru că acest produs înseamnă și 5 stejari pe care noi îi plantăm în numele fiecărui cumpărător sau în numele fiecărui proprietar de astfel de produs de Art of Dar. Și sigur că am spus că avem probleme cu pădurile. Se taie, se face un abuz asupra și acesta este un bun public. Ce putem face? Zice, eu aș putea să cumpărăm 20 de hectare și să aveți voi grijă de ele. Mai trecut 2 săptămâni, am intrat bani în cont la Fundația ADEP și s-au cumpărat 19 hectare de pădure și 4 și 5 hectare. Deci a trimis omul bani să cumpărați prin fundație pădure care să avem grijă de ea să nu mai să nu se întâmple. Adică să o crotiți cu alte cuvinte. Da, să o crotim. Băi frate, astfel de
întâmplări, deci nu te pot lăsa. Nu, dar ca să vezi unde duce, iată, un concept ca cel pe care voi l-ați propus, ceea ce vedem aici în fața noastră, dragi prieteni, ce poate genera la un moment dat ca emulație, efectele, ca efect în social și în... Da. Bun, despre produs. Hai, acum hai, vorbește-ne despre produs. Ce-i două vorbe. Încadramentul ăsta, sticla, da. Ce avem în sticlă, mă rog, nici nu știu cum să-i spun recipient, că îl jignesc pe artistul. Da, în recipient putem să avem două game de produse. Dacă discutăm de Valea Bărcăului din Sălaj, putem să avem miere cu diverse combinații. În cazul de față avem o miere care nu mai există, cel puțin în Europa, miere cu prip de pădure. Deci combinația aceasta nu o mai găsiți, am căutat pe net, am căutat în târguri, nu... Da, nu se mai găsește. E și comestibil, și e și pe bun, și adevărat, să zicem așa. O ciudățenie. Nu, e o combinație interesantă. Și cei interesați pot să încerce acasă, să lase ciupercile la macerat o vreme miere și să vadă efectul prima dată dulce și după așa 10 secunde îți vine și aroma de... Post-gust, da. Da, de... Deci în recipiente putem avea miere sau putem avea gemuri de pe Târnava Mare. Recipientul este făcut la Schellenberg de maestru Ion Tămâian, un artist al sticlei, să spunem așa. Este argintat în partea inferioară, tot acolo undeva un pic ascuns are o serie, un cod care ne arată de unde vine mierea și numărul produsului, pentru că produsul va fi făcut doar în 1001 exemplare. Deci e o ediție limitată. O ramă de lemn în care să punem în valoare produsul. E o ramă de stejar. Mai avem o linguriță care n-a dispărut, așa e, încă mai avem. Te rog frumos, eram noi doi aici, acum ești culmea, da. Da, te poți aștepta, da. Că vezi tu, românii întotdeauna sunt suspectați de tot felul de răutăți, știi? Linguriță... Eu fiind în direct, mi-e mai greu, știi, să-mi însușesc tot felul de lucruri. Rămâne caseta martor. Rămâne caseta martor și pe urmă poți să... fiu acuzat de tot felul. O linguriță din argint masiv făcută la Turda, e turnată. Fiecare linguriță poartă logo-ul zonei de unde vine produsul, miere Valea Bărcăului, gemuri Târnava Mare, pus într-un săculeț de pânză țesut de o tanti mai în vârstă. Și mai avem un pașaport, spunea domnul profesor Fițiu, la un moment dat zice, ăsta e pașaportul, da, produsului. Da. Este o cărticică în care sunt prezentați artiștii și cei care au contribuit la realizarea produsului. Produsul mai vine cu 5 stejari. Tot ce am vândut noi din octombrie, de la lansare și până deci în... Deci 1000 și câte exemplare în toată? 1001 vor 1001, fi produse. Da? Da. Tot ce se vinde de primăvara până toamna se fac plantări și primăvara. Noi am avut în aprilie prima acțiune de plantări în care ne-am onorat angajamentul care spune pentru fiecare produs 5 stejari ce vor purta numele cumpărătorului sau celui care primește în dar acest produs. Sigur că n-am plantat doar câte 5 stejari pentru fiecare produs, am plantat mult mai mult stejari. Dar unde plantați? E un loc anume unde faceți? Pe Valea Bărcăului am găsit o zonă degradată, a fost groapă de gunoi care a fost astupată, au venit apele, au început să răvășească pământul și se impunea să stabilizăm acel versant, să spunem. Deci încercăm să fim responsabili față de mediu dacă noi folosim hârtie, folosim lemn pentru a ne promova sau pentru a nobila produsele pe care le facem. Alin, hai să spunem oamenilor și cu cât se vinde, să spunem, produsul ăsta pe piață, pentru ca să priceapă lumea că toate lucrurile au un preț, adică e un produs de lux, e un produs de serie scurtă, premium, princeps, care are prețul lui. Prețul este de 365 de euro pentru un pachet ce conține aceste produse sau această îmbinare de produse. Dacă ne gândim că 365 de euro și punem în balanță o întâmplare, poate fi doar o întâmplare, dar vor mai fi astfel de întâmplări în care 20 de hectare de pădure sunt protejate. Oare e mult? Oare nu am pune mână de la mână 300 de euro și să avem garanția că, uite, protejăm 20 de hectare? Sau faptul că plantăm cel puțin un hectar de pădure pe an, să spunem? Oare
Eu cred că nu este puțin deloc. Mai cu seamă dacă gestul ăsta s-ar multiplica, adică alături de tine să apar și eu, să apară și alți oameni care fac, să spunem, felul ăsta de inițiativă și în felul ăsta îți arăți că îți pasă de ce se întâmplă în jurul tău, de mediu, de sănătatea prietenului tău, vecinului tău și mai departe. I-am prezentat produsul domnului profesor Fițiu și la o săptămână m-a sunat Aline și noi plantăm. Da, a început deci deja. M-a spus aici în emisiune că a început și dânsul. Și eu mă bucur să văd. M-aș bucura mâine să văd ceva exclusivist, la același preț, mai mare. Nu e concurență. Este cu a promova România, cu a promova ceea ce avem noi valoros aici. Aici e lupta. Lupta nu e între mine și producătorul celălalt de miere. Lupta pe care o duc eu este cu un producător, uite, ce găsesc eu în supermarket și dacă mă uit aici pe etichetă, pot să citesc. Produs provenit din comunitatea europeană și spațiu extracomunitar. Adică o struțocămilă. De adică unde e asta? De nicăieri și de peste tot. E de pe Terra. Relații comerciale cu Marte nu știu să avem. Uh-huh. Deci o etichetare cât se poate de... Ambiguă. De ambiguă, ca să nu putem... Consumatorul are niște drepturi, nu? Trebuie să știe ce mănâncă. Noi venim în supermarket și un kilogram de miere, 15,49 lei. Un kilogram de miere, polifloră. În supermarket. Și am stat așa și am zis, cum 15,49 lei? 24% e TVA-ul. Cel puțin 30% este un adaos al agentului comercial. Agentul comercial care vinde. Mai e transport, mai e procesare, adică procesator. Intermedierea, mă gândesc. Intermedierea. De obicei sunt mai multe verici. Borcanul, etichetă. Și atunci, dacă scădem toate aceste lucruri, ajungem la un preț de 6-7 lei ce e înăuntru. Nu-i miere. Adică nu-i miere de albine. Ce e trist? La raft erau doi părinți și un copil. Și se uitau la produse. Și m-au văzut că l-am luat ăsta de pe raft și au vrut să ia și ei. Zic, nu-l luați, că eu nu-l cumpăr să-l mănânc. Pentru că după prețul pe care îl are, numai miere de albine nu e. Și e periculos să dăm copiilor o glucoză industrială. Mai ales dacă sunt copii mici. Mai bine le dăm zahăr decât să dăm niște lucruri false care pot fi dăunătoare. Și atunci mă întreb de ce nu protejăm produsul românesc de calitate. Eu nu spun că românii nu fac gafe, nu spun că nu se fac falsuri. Să nu fântează... Se fac, dar hai să fim atenți la ei, hai să punem biciu pe cei care fac astfel de falsuri și în felul acesta putem să avem grijă și de sănătatea. Dar numai că asta, Aline, până la urmă ține, cum spuneai, de educație, trebuie să ai, cum să spun eu, limpezimea, să citești o etichetă, să știi ce citești acolo, adică chiar dacă citești în limba română, să înțelegi în aceeași limbă, că de multe ori citim, dar nu pricepem mai nimic. Și apropo de etichete, dragi prieteni, o nouă măsură luată de Comisia Europeană, care a decis ca laptele să aibă o etichetă de origine și face o evaluare pentru a stabili ce tip de marcare ar avea un impact mai mare. A declarat luni la un seminar Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș. Decizia este luată. Va exista o etichetare de origine pe lapte, iar Comisia va face o evaluare să vedem ce fel de etichetare. Etichetare a originii naționale sau a originii europene, a mai spus Cioloș. El a afirmat că se fac și evaluări și analize de impact, iar în perioada următoare Comisia Europeană va veni cu o propunere de etichetare justificată. Comisarul European a sfătuit fermierii români să creeze un brand național pe segmentul laptelui. În prezent, aproximativ 90% din laptele folosit în România ca materie primă este de proveniență internă, deocamdată. Însă, acest procentaj ar putea să scadă din 2015, când cotele de producție vor fi abolite, să spun așa, se vor șterge între statele Uniunii Europene. Până atunci mai avem cotă de lapte, de acolo încolo oricine poate să vină să producă cât dorește, oriunde în aiurea în Uniunea Europeană, și să-l livreze pe orice piață cu putință. Încercăm să facem și un comentariu pe tema aceasta. Domnul Claudiu Frânc la telefon, președintele
FCBR, a Federației Crescătorilor de Bovine din România. Domnule Frânc, bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Vă mulțumim că ați intrat în legătură directă cu noi și vă așteptăm săptămâna viitoare ca să discutăm ce probleme mai aveți în domeniul acesta. V-aș ruga să comentați puțin această decizie a Uniunii Europene, a Comisiei Europene, privitor la etichetarea laptelui. A fost mereu o discuție, am mai discutat și noi aici, despre necesitatea, importanța acestei etichetări și de consecințele pe care această etichetare poate să le aibă asupra pieței, asupra producătorilor de lapte și, de ce nu, în ultimă, sau poate chiar în primul rând, asupra consumatorului, pentru ca el să știe ce mănâncă, de unde mănâncă, cât lapte praf conține, mă rog, pachetul ăla de lapte, cât lapte crud și de unde vine, din Pakistan sau din Baia Mare. Sigur, venim după o perioadă foarte încărcată de evenimente care s-au perindat în săptămâna și în zile, de fapt, în ultimele 10-12 zile care au trecut. Vreau să vă spun că aproape că m-am mutat în București. Chiar am participat luni la această întâlnire cu comisarul Cioloș, o întâlnire chiar lungă, au durat peste 4 ore întâlnirea cu noi, cu fermierii din România, pe toate sectoarele de activitate. Și această solicitare a noastră vis-a-vis era de fapt o promisiune a comisarului făcută încă de la târg de la București, de la Marele Târg de Agricultură de la București. Când dânsul mi-a promis că până în martie o să avem etichetarea produselor din lapte conform pachetului lapte și a rezoluției Conferinței Europene Laptelui din 2010. După cum bine ați văzut pe toate site-urile de știri, apare o necesitate în Europa de a eticheta nu numai laptele, ci toate produsele de seamă, alimentare da. În România trebuie, din Uniunea Europeană, s-a ajuns la necesitatea a veni cu această etichetă de origine și de a asigura mai mult o trasabilitate a produselor. În ceea ce privește laptele, este un caz absolut special pentru toată Uniunea Europeană, nu numai pentru România, și fermierii români trebuie să ne pregătim din timp, consumatorii de lapte, să știe ce vor consuma și chiar să ne facem o promovare a laptelui românesc în competiția care va fi deschisă imediat după dispariția cotelor de lapte din 2015. Această poziție a comisarului și afirmația dânsului în România făcută și luni și în zilele în săptămâna trecută vine pe un context foarte real. România trebuie și fermierii din România trebuie să înțeleagă că trebuie să-și pregătească consumatorii printr-un brand național. Și va fi foarte, foarte interesant și foarte benefic pentru fermierul român care, suferind din cauza măsurilor care le avem de sprijinire a sectorului creșterii, face măcar acest brand de produs național românesc să-l putem promova în piață și să începem din timp să conștientizăm în consumatorul că este foarte important să mănânci un lapte românesc, pentru că trebuie să înțeleagă toți consumatorii de lapte. Laptele care vine din Noua Zeelandă, din Statele Unite, din Olanda sau din orice țară îndepărtată, ca să poată să ajungă să fie procesat și să fie vândut în România, trebuie să suporte anumite tratamente termice, de conservare, de păstrare, ca să poată să ajungă până a fi consumat de către populația din România. Cu atât cu cât se scurtează lanțurile și termenele și distanțele între producător și procesator și, bineînțeles, imediat consumator, cu atât certitudinea că este un lapte de calitate, un lapte proaspăt. Și veți vedea pe etichetă acele patru elemente care le-am discutat chiar personal cu comisarul Cioloș, privind cantitatea de lapte, de starea de origine în care s-a mult lapte respectiv, va fi da. Unul dintre elementele care sunt obligatorii pe etichetă. Al doilea element foarte, foarte important. Cât la sută în produsul respectiv este lapte crud, lapte natural care n-a suferit niciun proces termic sau de conservare pentru a putea fi transportat dintr-un spațiu, pe o anumită distanță sau să stea depozitat o anumită așa. Perioadă de timp până când ajunge în procesare. Al treilea element extraordinar de important și pentru consumator va fi cât la sută în produsul respectiv există lapte reconstituit, pentru că lapte din Noua Zeelandă, din Statele Unite, din Argentina, din Brazil nu poate să fie adus în formă crudă. El trebuie să fie adus sub formă de lapte praf și este reconstituit în fabrica de procesare. Și lucru care îl consider cel mai important pentru conștientizarea consumatorului
este cât la sută în produsul respectiv există altceva în afară de lapte. Asta deocamdată, știți, domnule Frânc, deocamdată cam cât să spunem din cutia aia de lapte înseamnă altceva decât nu lapte reconstituit, nu lapte crud, altceva decât lapte. Deci din ceea ce cunosc și destul de avizat să vorbesc de această piață, laptele de consum, laptele care îl avem în cutie pentru ca și lapte de consum, aceste substituenți de produse din lapte sunt în cantități foarte mici sau aproape existente. Dar să ne gândim și la produsele din lapte și vorbesc la brânzeturi, la cașcavaluri, la iaurturi, la celelalte produse din lapte care le consumăm brând nevrând, pentru că așa este piața, acolo există și se folosesc foarte mult acest substituent. Și un element foarte clar, că l-am mai spus în emisiunea dumneavoastră și am încercat să informăm pe consumatori, să se uite foarte atent la prețul produsului din raft. Nu suntem așa de departe și nu venim atât de departe din mediul rural, din mediul de unde se produce laptele. Și nu cred că sunt mulți oameni care nu știu că pentru un kilogram de cașcaval trebuie 10 litri de lapte. Când găsim în raft, într-un hipermarket, care spune cel puțin 30-40% adaosuri, găsim un cașcaval cu 120-180 de cu 18 lei, da, până în 18-20 de lei kilogramul, sigur că acolo nu poate fi lapte. 10 litri de lapte, oricum, ăia sunt cel puțin 10 lei numai din materia primă. Transport, procesare, adaosuri și celelalte, să ne gândim că nu poate să fie un produs care are această valoare. Știm fiecare cât lapte trebuie pentru un kilogram de telemac. Nu venim din... Nu toți ne-am născut și am trăit o viață întreagă la oraș. Nu suntem așa de departe de îndepărtați de mediul natural. Și ar fi bine să ne uităm într-adevăr pe aceste etichete și, bineînțeles, lucrul care este cel mai important, prin această etichetare să reușim să gândărim acel spirit civic și patriotic al consumatorului român, să încurajeze consumul și producția laptelui autohton în România. Este, vă spun, am așa o strângere de inimă când mă gândesc numai la programul Laptele și Cornul, când știu bine că din banii și impozitele colectate de la români, de la cetățenii români, se aduce lapte, se încurajează creșterea vacilor în Polonia sau în Ungaria și vine laptele gata, pregătit și se pune în România doar eticheta. Noi, guvernul României. Este dureros că se întâmplă aceste lucruri și trebuie să facem în așa fel încât populația din România, consumatorul român, să înțeleagă că laptele de calitate și care l-au și îl produc fermierii români este cu totul și cu totul deosebit de lapte adus din afară, care vrând nevrând trebuie să suporte anumite tratamente de conservare până ajunge în procesul de procesare. Domnule Frânc, vă mulțumesc și săptămâna viitoare vă așteptăm la noi. Vreau să discutăm atunci și despre intenția unui mare jucător de lapte de procesare, procesator de lapte în România, care intenționează să se cam retragă de pe piața colectării și să rămână doar cu brandul pe care deja l-a achiziționat de la români și să, să vândă sub eticheta respectivă produse de altă origine decât românești. Sunt lucruri care se întâmplă în țara asta și nu prea le înțelegem noi românii. Trebuie să punem umărul ca să putem să le combatem și să informăm corect consumatorii și atunci vor veni și rezultatele. Da, sigur, avem foarte multe noutăți pentru crescătorii de vaci, pentru agricultorii români care s-au petrecut și vă spun, a fost o agendă extraordinară de încărcată în ultimele două săptămâni de evenimente care privesc agricultura și, bineînțeles, implicit consumatorul român pentru perioada în special 2014-2020. Sunt lucruri foarte interesante care am ține foarte mult să le facem cunoscute și să le aducem. Vă așteptăm cu mare drag săptămâna viitoare, când o să încercăm atunci să explicăm și cetățenilor cum poate România să crească, să spunem, un brand național în materie de lapte. Cred că ar trebui să pornim de la România are gust până la urmă, pentru că e rezervorul de gust al Europei, România, doar că vin alții să ne spună lucrul ăsta, noi nu prea mai suntem conștienți de avantajul ăsta pe care îl avem. Sigur, avem și noi un rol foarte important în acest lucru și trebuie să ne-l ducem la îndeplinire. Mulțumesc mult, domnule Frânc. Și eu vă mulțumesc, o seară bună tuturor. Doamne ajută, o seară bună. Luăm o pauză, dragi prieteni, după aceea revenim. Iată aceeași poveste, cea legată de etichetă, cea legată de conținutul unui produs, de prețul corect până la urmă, pentru că
Noi români ne ducem în magazine, în supermarketuri în general, suntem făloși așa când luăm coșul și ne plimbăm prin supermarketuri, nu o să ne ducem la magazin, la colțul străzii, la parterul blocului, că doar de ce să mergem acolo când putem să ne afișăm puțin, să facem o leacă de socializare, să ne mai vedem cu unii alții la supermarket. Dar cumpărăm în neștire așa, cumpărăm ca proștii, uitându-ne care e prețul cel mai mic și dacă zice că și aici lapte și dincolo e lapte și aici miere și în borcanul alt miere, zicem, băi, precis sunt hoții care încearcă să ne vândă kilogramul de miere cu 30 de lei sau cu 35 de lei, mai bine îl preferăm pe ăla cu 18 lei, care, iată, așa cum explica și domnul Frânc, kilogramul de cașcaval, domnule, materia primă te costă 10 lei. Imposibil, poți să-l vinzi, frate, da, cu 15 lei, da? Pentru că toată lumea trebuie să câștige ceva, și procesatorul, și retailerul, și toată lumea, ori ți-l vând așa impresia că fac, cum să zic eu, milostenie cu tine. Zici că sunt fundații supermagazinele astea în România, încât zice, lasă-mă, luați și mâncați voi, că asta e grija noastră pe planetă, ca să vă hrănim pe voi, să vă margă bine, și noi venim cu bani de acasă ca să întreținem magazinul mai departe. Ne întoarcem imediat cu Alin Prunean. Am continuat, dragi prieteni, discuția cu Alin Prunean în timpul pauzei și apropo de felul în care știm să ne... În felul în care ni se bagă pe gât publicitate în fiecare zi, făcea el o remarcă foarte interesantă și o să-l rog să vă spună chiar el lucrul ăsta. La noi se fac reclame la prețuri. La preț, da. Da? Adică cumpărați, fraților, cel mai mic preț, cel mai imbatabil, la 10 lei kilogramul, da, de miere. Pe când în altă parte, cum se întâmplă, Aline? Trecem granița și vedem că nu prețul este, sau reclama nu este focalizată pe preț. Lucrurile, calitatea produsului, dacă este un produs bio și Austria, Germania, Franța, Anglia sunt foarte, foarte orientați pe produse organice. Lucru care eu până... Deci aia se vede într-o reclamă. Asta se vede într-o reclamă. Și aici dau ceva, un produs de calitate. Prețul vedea, da, dacă ți-l permiți sau nu. Sau... Da. Sigur că probabil ține și de puterea și de contextul fiecarei țări. Dar să încerci să-l păcălești pe consumator și să-i spui că e cel mai mic preț. Dar... și să nu-i spui nimic de sănătate. Adică cred că trebuie să fim un pic atenți la sănătate. Doar cel mai mic preț ar putea să fie foarte scump peste câțiva ani și o să plătim... Când îți iei leacurile, da, știi? Când te duci la casa de asigurări și zici, băi, fraților, dar voi de ce n-ați reacționat la momentul ăla? La cel mai mic preț. La cel mai mic preț trebuia să ziceți stop. Da. Dacă e cel mai mic preț din ce se găsește pe rafturi în momentul de față la miere de albine, pe semne că e o miere proastă. Grija mea e ca populația mea să fie una sănătoasă, protejată. S-a făcut un studiu, sigur, nu știu dacă a ajuns să fie dat publicității, dar ne permitem să discutăm. Legat de partea de reproducție la femei, de fertilitatea la femei. Și s-a observat în urma acestui studiu că femeile de etnie romă nu au probleme sau mult mai puține decât femeile de naționalitate română. Concluzia, de câte ori oare vedem femei de etnie romă la farmacie, da? Dar care e schema, adică de ce, cum? Deci femeile de etnie romă nu au probleme de infertilitate. Aha. Pentru că nu ajung în farmacie. E trist. Consum medicamente, da? Când medicamentele le avem în natură și le avem în jurul nostru, deci consum medicamente pentru, nu știu, răceală sau diverse alte afecțiuni și avem efecte secundare de altă, în timp, sigur, în câțiva ani de zile. E trist, e atentat. De multe ori mă uit urât, sigur că noi suntem micuți. Poate se supără unii pe noi că ne permitem să discutăm astfel de lucruri. Să discutăm despre sănătatea noastră. Da, despre... dar trebuie să îndrăznim până la urmă. Adică e vorba de noi, nu? De sănătatea noastră. Și sănătatea o găsim în România, sănătatea o găsim pe câmp, în natură. Avem noroc că suntem săraci, apropo de certificări bio și de produse organice, pentru că e mult mai ușor să facem conversia la produse bio, să producem sănătos și bio, pe când în alte țări unde
se lucrează foarte intensiv și se pompează, se chimizează cu tone de pentru a obține produse sau pentru a avea un cost cantități mari. Exact, cantități mari, încât să putem avea un preț foarte mic la rapt, să-l păcălim pe consumatorul. Vezi, ăsta e paradoxul, Aline, vezi? Da. Ceea ce îmi spui tu. Pe de o parte, în Occident te duci și vezi reclame care, cum să spun eu, vin și promovează partea de sănătate a produsului, în timp ce ei produc în agricultura produc lor, nesănătos. În general, nesănătos, da? Însă îți dau un avertisment și spun, uite, ar fi nemaipomenit să consum sănătos. Pe de altă parte, noi avem condițiile de a produce sănătos și producem sănătos, dar cumpărăm junk food. Cum îmi te explici următorul lucru? Din România pleacă spre Germania foarte multă miere. Foarte multă. Cel mai mare importator de miere din, sau miere din România este Germania. În același timp, Germania importă destul de multă miere din China. Și în același timp, multă miere sau o parte din mierea din Germania se întoarce înapoi în România. Aia din China, probabil. Păi aia din China, că altfel n-ar mai duce. Ar veni la noi, la Valcău, și ar zice, Aline, hai, ambalează-mi tu sub brandul meu, că nu e... Da, 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 și-o vând în România. Ok, și-o vând. De ce să o mai transport eu până acolo, să o ambalez și să o duc înapoi? Deci, bun, și care e secretul? Păi secretul este că mierea noastră e de calitate, deci noi putem să producem miere de calitate, bio și... foarte bună, pe care ei și-o doresc să o consume pentru poporul lor, pentru nația lor, și ca să facă bani și din comerț, ne livrează o miere de proastă, o miere ieftină, hai o să spunem ieftină. Așa. Da. Și ar trebui... Dar cât, hai să mai spunem un lucru, apropo de educație până la urmă, da. Și de a fi conștient de sursele tale de sănătate ca cetățean. Câtă miere mănâncă un cetățean german? Păi, statisticile din 2009 spuneau 5 kg pe cap de locuitor, în timp ce la noi era 0,5. Jumătate de kilogram pe an. Da, da. Sigur, statistica valabilă în 2009. Dar crezi că s-o fi îmbunătățit, poate, cine știe. Că mai... Au crescut și la german, probabil. Au crescut și la german, da. E trist. A venit, îmi povestea un apicultor din județul Sălaj. E o zonă în care sunt mulți producători, fac cantități însemnate de, și achizitorul lor e un francez, care tot a primit, bă, miere din România și a zis, bă, la un moment dat, stai un pic, că trebuie să mă duc totuși să văd de unde îmi trimiteți, mă, voi mierea asta, nu? E da. Fabricat în, nu știu, în bucătărie. Și când a venit și a văzut de unde își culeg albinuțele astea, polenul, tot fructul ăla ca să producă mierea, a rămas blocat omul și a zis, incredibil, nu se poate. Vreau mai multă. Pentru că e garanția, da, calității, da. Și noi avem o vizită luni, un belgian vine să studiază posibilitatea de a-i ambala noi, de a-i livra miere pentru un brand în Belgia, dar nu se încheie contract, așa că ne-am văzut, ne-am cunoscut, hai să semnăm. Vine într-o vizită luni să vadă unde procesăm, care sunt apicultorii, de unde vine mierea. Deci nu că vine din spațiu comunitar și extracomunitar. Vreau să știu, dacă ești om serios, vreau să știu de unde vine mierea. Din să văd apicultorul, să văd, nu știu care, să văd câmpul, să văd florile și să văd ce se întâmplă în zona respectivă. Asta înseamnă responsabilitate față de consumatorul tău. Și atunci ești îndreptățit să ceri un anumit preț pe produs. Da, cât, apropo de preț, Aline, cât plătește, să spunem, un german pe un kilogram de miere? Nu știu, hai să zicem polifloră, ca să generalizăm puțin. O miere, să zicem, trimisă din România, cumpărată de el din România la prețul N și vândută la prețul... Acum pot să vă spun prețul... Și care e prețul în România, ca să înțeleagă încă o dată românii că au la îndemână o sursă de sănătate la un preț incomparabil mai bun decât cel pe care îl plătește neamțul pe același lucru. Da, pot să spun prețuri de supermarket, acolo le-am văzut. Sub 6 euro nu găsești o miere de calitate la ei. 6 euro mă refer la ambalaj de la 300-500 de grame, ceea ce rezultă cel puțin 12 euro pe kilogram. Deci un 550 de lei pe kilogram, să spunem așa, în mare. 55 de lei. 50 de lei, spre 60 de lei. Spre 60 de lei, sigur, că se evită ambalarea la kilogram, strategii de marketing, de promovare, la 250 de grame, 300 până la 500 de grame găsim. În vreme ce în România o cumpărăm cu...
În vreme ce în România o cumpărăm, sigur, la 25 de lei găsim în piață. Miere, 25, între 25 și 35 de lei dacă cumpărăm de la apicultor, direct de la producător. Vorbim de kilogram. De kilogram și trebuie să avem grijă să cunoaștem. Eu întotdeauna recomand și vreau să susțin lanțul cât mai scurt și să promovez acel mic producător. Cumpărați nu de pe raft, cumpărați de la un cunoscut. La sursă. Da, direct de la sursă. Nu putem garanta că toate sursele sunt pe bune, categoric, că mai sunt și de-ai noștri care calcă strâmb. Dar riscurile sunt mult, mult mai mici decât să mergem pe raft în supermarket. Bun, vreau să-mi spui acum câteva vorbe, pentru că ne apropiem de final, despre Fundația Agapis, despre Fundația Adept, împreună cu care ați colaborat și ați ieșit pe piețele externe cu un produs românesc de calitate și ați și reușit să impuneți imaginea asta a unei Românii curate, a unei Românii cu gust, a unei Românii bio. Să-mi spui, de fapt, voi ce faceți? Cu cine lucrați în toată povestea? Știi, după facultate am ales, când eram tineri, după facultate am ales să rămânem în România. Dar această alegere sau alege să rămâi în România, trebuie să-ți asumi anumite lucruri. Nivel de trai, contextul în care trăiești, abureala de zi cu zi, de la politică până la comerț, dacă vrei. Și atunci, la un moment dat, devii frustrat și nu te mulțumește mediul. Te deranjează mediul în care trăiești și vrei să faci ceva ca să-l schimbi. Și de cele mai multe ori, oamenii implicați în astfel de organizații neguvernamentale sunt oameni nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în jurul lor și vor să schimbe lucrurile. Noi suntem focalizați destul de mult pe partea rurală și ne dorim atât cât putem să schimbăm ceva acolo și să facem pentru cei din mediul rural. Sigur, asta nu înseamnă că țăranul trebuie să stea cu mâna întinsă. Întotdeauna eu mă pot ajuta cel mai bine eu pe mine. Ar trebui să fie principiul și să nu așteptăm să pice totul de sus. Este un studiu, apropo de studii, că tot a fost discuția, 79% din români sunt mulțumiți cu ceea ce e în jurul lor. Adică sunt mulțumiți. Nu știu ce să schimbe, nu știu ce să facă. Nu știu că sunt mulțumiți, Aline, până la urmă. Știi cum noi mai și mințim așa. Nu au nicio idee de a face ceva. Domnule, cum o duc? Domnule, grozav, o duc bine de tot. Da. Adică sunt ok, domnule, sunt perfect. Ce nu sunt tâmpit acum să mă fac de râs să-i spun că o duc prost. Nu prea rostim adevărul când suntem chestionați pe lucruri de felul ăsta. De-aia cred că, pentru că ce se întâmplă? Dacă te duci în general în România, te dai jos în primul sat care ți iese în cale sau ți gata benzina și vorbești cu un bade pe șanț, zici, bă, dă-i în măsa pe aia, că ni se trage de la altcineva, întotdeauna ni se trage rău. Întotdeauna vina e în altă parte. În altă parte, binele e la noi. Dacă se întâmplă ceva bine, păi eu să devină că se întâmplă ceva bine, dacă e rău, cu siguranță e altcineva. Prima, nu știu dacă sunt tocmai împăcați, mulțumiți cu ceea ce trăiesc. Dar nici nu fac nimic. Deci nu poți să aștepți, să stai, transpiri, să Aline, pice, dacă să faci pice ceva transpiri, de sus. Plăcut să transpiri, așa, adică ceva mai bine. Mai de câțiva ani eram mult mai rebel. Eu și tot timpul atacam sau săream la gâtul guvernanților, primarilor și așa mai departe. Că nu face cineva ceva, da? Nu face. Păi da, în primul rând trebuie să facem noi. Deci trebuie să ne ajutăm noi pe noi și apoi să avem pretenția că fac ceilalți să facă. Noi la Valcău avem colaborarea pe care o avem la Valcău este una de model, de dat mai departe. Este o implicare a administrației publice locale, care merită spus lucrul acesta. Nu în toate comunele găsești primar la fel de deschis să vină să spună, ok, ce ai nevoie, cu ce te pot ajuta, vrei un spațiu, ok, hai să ți-l dăm. Sigur, în același timp mi-a spus, ok, vreau să-ți faci firma aici, vreau să plătești impozite aici la Valcău, nu la Zalău sau în altă parte. Adică vreau să-mi angajez oameni de aici și așa e cinstit și asta înseamnă un parteneriat adevărat. Și atunci poți și prinzi curaj și tragi speranța că lucrurile se pot schimba în România.
dar trebuie niște eforturi de jos și până sus să fie toate. Bun, mai luăm o pauză, revenim după aceea, dragi prieteni, continuăm discuția noastră. Ne-am întors, dragi prieteni, încă 3-4 minute cu Alin Pruneanu. Să-l rog foarte scurt să ne spună felul în care interacționează această fundație pe care o prezidează cu producătorii din Valea Barcăului sau de pe unde mai sunt oamenii. Spune-mi care e modelul. Deci, dă-ne exemplu. Cum ai făcut fundația asta și cum te-ai adresat oamenilor? Cum ar putea să facă și alții ceea ce ai făcut tu acolo? Orice intervenție într-o comunitate trebuie să pornească de la o nevoie. Da? Și în cazul de față putem discuta despre nevoia valorificării, existența unor producători care produc și au o nevoie de a fi ajutați să-și valorifice produsele. Pornind de aici, te duci să cunoști comunitatea, să identifici actorii cheie de acolo, de la administrație, de la lideri formali până la lideri informali. Niciodată nu o să te duci să discuți doar cu primarul. Trebuie să vezi toți factorii cheie, ce puncte de vedere au și ce părere au despre ideea ta, inițiativa ta. Concret, aici lucrăm cu 12 producători de la care luăm materia primă. Noi facem partea de procesare, facem aceste mixuri, o gamă terapeutică, o gamă gourmet. Plătim un preț un pic peste prețul pieței pe materia primă, dar suntem foarte exigenți la ceea ce înseamnă calitate. Dacă un producător la un moment dat ne va da o materie primă de proastă calitate și noi aflăm imediat la analize, nu ajungem să procesăm produsul, el intră pe o listă neagră. Din momentul acela greu se poate reabilita în deci, la revedere. Dacă ții la standard, bine, dacă nu, să fii sănătos. Doar așa poți face educație și cu cei care produc. Trebuie să știe. Onestitatea și calitatea se plătește și restul se taxează. Dar fiind o întreprindere socială, trebuie să întoarcem în comunitate ceea ce facem, prin plantări, prin educație pentru tineri. Acum pregătim un schimb de experiență, un fel de tabără pentru tineri. Luăm tineri din zonă, să-i ducem în Bulgaria, să cunoască alți tineri din capitale europene, din Grecia, din Atena, din Bulgaria și așa mai departe. Și să vadă că nu-s cu nimic mai prejos decât ei. Faptul că trăiești la țară, ești un tânăr din mediul rural, nu înseamnă că ești mai prost. Nu înseamnă că nu ai aceeași șansă. E foarte important să îndrăznești. Dacă n-ai îndrăznit, nu o să vină nimeni să te împingă de la spate să faci ceva pentru tine sau pentru comunitatea ta. După știința ta, Aline, câte astfel de, de inițiative sociale, să le zic eu așa, există, nu știu, în Transilvania, în România? Pentru că bănuiesc că sunteți pe o platformă comună. Da. Lucrăm. Sunt câteva inițiative. Sunt companii naționale, multinaționale, care au politici de a susține astfel de întreprinderi sociale. N-am un număr al lor. E trendy, da? E la modă, să spunem așa. Da, e sexy să... Și că cel mai sexy lucru pe lumea asta e să faci bine. Să faci bine. Dar e destul de greu, pentru că intri într-o competiție acerbă cu mari producători, cu mari procesatori, cu mari prestatori de servicii și atunci trebuie să găsești soluții ca să poți rezista pe piață. Mai spunem un ultim lucru, Alin, legat de, cred că e singurul produs care e ambalat într-o cutie. Da. De ce e ambalat într-o cutie și în general cumpărăm miere din magazine, așa, simplu, borcanul la vedere și la revedere? E foarte important. Mierea s-o folosim ca un medicament terapeutic. Condiția ca ea să-și păstreze proprietățile trebuie să fie păstrată ferită de razele soarelui și să nu încălzim mierea peste 34-35 de grade Celsius. Deci acesta este motivul pentru care ambalăm în borcane de sticlă, după aceea în cutie, pentru că vrem să dăm oamenilor sănătate dulce, ce e logo-ul nostru. Deci nu vrem doar să vindem ceva dulce, vrem să-i ajutăm. Și după câteva luni de ce am început, vine un tătic la mine și îmi spune: Alin, mulțumesc, copilul meu nu a băut, nu zic medicamentul, care iarna asta. Deci nu a făcut roșu în gât, n-a răcit iarna asta, pentru că mi-a dat din toamnă mierea cu polen și propolis, rețeta făcută de noi.
Nu e o satisfacție, nu e o dovadă asta. Sigur că o să vină unul să spune, hai Adam, dovezi medicale, cercetări făcute pe... Sunt produse terapeutice... Feedback-ul e cel mai bun, da. Adică ce vine omul și spune? Produsele apicole folosite din antichitate, când miera era monedă de schimb. Că Dacia spuneai, Felix, da. Spuneai mai devreme de monede. Da. Într-adevăr. Îți mulțumesc tare mult, Aline, și te așteptăm cu mare plăcere și cu alt prilej, pentru că e important să facem o leacă de educație, e important să îi mai învățăm și pe români cam cum ar trebui să se vândă până la urmă. Că, ok, a produce, e bine, e prima verigă, însă trebuie să închizi lanțul ăla cât mai în scurt și dacă e cu putință să-l faci chiar tu cu propriile tale eforturi, dar pentru asta îți trebuie oameni care să te înveți să-ți faci marketing, să-ți faci imagine, să-ți faci brand, că tot de branduri vorbim noi. Ce branduri am avut, le-am cam vânturat, toate le-am dat altora. Acum suntem cam în fundul gol, ca să zic așa. Nu prea avem cu ce ne lăuda prea tare cu brandurile, pentru că nu le mai avem. Cu atât mai mult ne putem lăuda cu sistemele de irigații, dragi prieteni, pentru că ce am fost și ce am ajuns, nu? Tot pe muzica asta cântăm noi aici în țărișoara asta, de unde am avut odinioară vreo 200.000 de hectare care erau irigate în România, astăzi avem foarte, foarte puțin. Există o inițiativă, cel puțin la nivelul Consiliului Județean Cluj, de a reabilita un sistem de irigație aici în județ, vreo 3.000 de hectare, dar aflăm povestea asta imediat după ce ne luăm la revedere de la Alin și ne întâlnim cu domnul Ioan Oleleu, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj. Ne întoarcem îndată. Ne-am întors, dragi prieteni, suntem în direct alături de mine vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Ioan Oleleu. Domnule Oleleu, vă mulțumesc că ați revenit la noi. Mulțumesc pentru invitație, bună seara dumneavoastră, telespectatorilor și în special agricultorilor. Așa. Am mai stat noi de vorbă aici cu domnul Oleleu, a binevoit să vină imediat după ce s-a întors de la Londra cu vreo lună de zile, poate, când au participat din România la un târg internațional de produse tradiționale. A fost prezent și domnia sa acolo cu produs de Cluj, e un concept pe care Consiliul Județean și l-a asumat și încearcă să-l branduiască, să spun așa, că tot ne plângem că nu prea mai avem branduri. Ce am avut, am cam vândut, domnule Oleleu, cam tot ce era marcă românească, dacă vorbim de Dacia, dacă vorbim de Ursus, dacă vorbim de Neapolac, dacă vorbim de ce vrem noi. Plafarul stă și el să plece acum. Care-i treaba? Acum vă întreb, dumneavoastră, sunteți și un politic în cele din urmă. Chiar nimic nu suntem în stare să gestionăm și noi românii, încât să zicem, bă frate, dacă tot e un brand pe care îl vezi, Dacia la volume este cel mai bine pe planetă, aproape, ca să exagerez așa un pic la vânzări în momentul de față. Noi ne căzneam acolo, tot făceam coliere de câmpia turzii să mai strângem o bucșă, să mai nodăm un furtun. Vin alții și fac treabă dintr-o imagine pe care, sigur, în ochii, și iată, numai ochii românilor, pentru că, da, ziceai, Dacia cui se adresează? Românilor. Dar uite că se adresează întregii suflări în momentul de față. Se vinde afară nota 10. La fel și Napolactul, a venit cineva, l-a luat și a încercat să facă Frieslandul să facă treabă bună. A făcut, acum se mai și zvonește că o să iasă de pe piața colectării de lapte și o să rămână numai cu brandul, adică să vândă eticheta aia sub etichetă un produs provenit din Olanda sau din altă parte. Deci cam pierde mult teren, domnule Oleleu. Da, dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Pierdem teren cu branduri atât la nivel național, cât și la nivel județean. După mine, cred că am avut o perioadă când, și din punct de vedere politic, pot să spun, noi ca și stat, pe acest domeniu, care în mod normal ar fi fost nevoie să fie un domeniu strategic a unităților, exact, a unităților care ne reprezintă și a unităților care au o istorie în spate, nu am avut o politică foarte bună. Motiv pentru care astăzi unități care reprezentau, sau fabrici, branduri care reprezentau la un anumit moment România pe diverse piețe, nu s-a intervenit atunci când a fost necesar. Nu suportă comparații între diferitele tipuri de unități. Este un aspect cel legat de Dacia, alt aspect este cel legat de Napolac. Lucrurile oarecum sunt diferite din punct de vedere tehnic,
dar în principiu ele se aseamănă între ele. Am avut o discuție săptămâna trecută cu o delegație din Olanda și mi-a spus un lucru foarte simplu. S-a discutat acolo și legat de problema Frieslandului. Da, domnule vicepreședinte, aveți dreptate, noi le-am achiziționat, nu știm dacă le-am gestionat cel mai bine, dar dumneavoastră ați fost cei care ni le-ați vândut. Și din păcate... Să luăm aminte la ceea ce spune domnul Oleleu, pentru că ne văietăm. Da. În general, domnule, au venit străini și uitați ce ne fac. Au venit străini, au cumpărat pământul, au venit străini, au cumpărat laptele, au venit străini, au cumpărat fabricile, au venit străini, au cumpărat siderurgia, au cumpărat tot. Dar cine le-a vândut, cel frate? Puțin, cel puțin nu legat... Nu s-a dat cu pistolul la tâmplă nimeni. Corect. Cel puțin din acest punct de vedere, cred că este momentul să intervenim acolo unde și avem capacitățile și știm să rezolvăm anumite probleme, motiv pentru care am decis să ne implicăm în ultima problemă legată de un brand al Clujului, cel de la Țaga. Și pe acest subiect... Ați avut discuții pe tema năsarului sau despre asta vorbim, da? Da, am avut. Acea brânză, cred că singura DOC de origine controlată, care era propusă și în exteriorul țării, care, mă rog, avea o imagine. Avea o imagine, avea o poziție consolidată pe piață și reprezenta, chiar din punct de vedere al siguranței alimentului, ceva mai deosebit pe piața românească. Da, am avut o discuție cu reprezentanții Frieslandului din România. Discuțiile s-au axat pe două paliere. Atât unul tehnic, fiind unul care cunosc foarte bine sistemul, inclusiv unitatea respectivă de la Țaga. Asta fiind medic veterinar și fost inspector șef de stat, pe probleme de siguranță alimentelor și de... Corect. Și al doilea palier al discuțiilor a fost cele legate de soluțiile concrete pe termen scurt și lung pentru a repune această unitate în funcțiune, pentru că nefuncționarea unei unități de acest gen ridică două probleme. Unu, cele legate de, așa cum a spus și dumneavoastră, de pierderea unei unități reprezentative, a unui brand la nivel județean și chiar național. Așa. Și doi, legate de anumite probleme prin necolectarea laptelui într-o anumită perspectivă, chiar dacă acum, în momentul de față, acest lucru compania îl asigură, îl efectuează, deci laptele se preia, dar îmi este greu să cred că pe termen lung, având în vedere oprirea activității la această unitate de producție din zonă, se va mai și lua în perspectivă, se va mai colecta laptele din zonă. Urmarea analizei pe care am făcut-o la final, am făcut tot fierbeți. Spuneți-ne. Da, la final am făcut o propunere scurtă. Așa. Având în vedere că compania înregistrează pentru unitatea respectivă cheltuieli privind întreținerea, pentru că un astfel de obiectiv e nevoie să fie întreținut, conservat, păzit, le-am făcut o propunere simplă ca această unitate să fie preluată într-o formă sau alta, temă care va face obiectul unor discuții ulterioare, de către clusterul Agroint Food de la nivelul județului Cluj. Deci, un cluster pe care Consiliul Județean, eu l-am inițiat, dumneavoastră l-ați inițiat, dorește să preia, să repatrieze, ca să zic așa, să funcționeze. O imagine. Da. Și să funcționeze prin cum să spun eu, prin administrarea clusterului. Da. Deci vine Frieslandul și spune, uite, Oleleu, îți dau ție... Nu mie. Mă rog, Oleleu egal clusterul de care pomeneam, preia această imagine, da. Folosește-o sau efectiv o repatriați, o recumpărați sau care este termenul? Noi am fost deschiși să discutăm variante în perioada imediat următoare, să discutăm variante pentru a se pune în funcțiune această unitate. Variantele și detaliile urmează, pentru că am trimis și oficial adresa, scrisoarea de intenție către conducerea companiei și modul
cum va fi preluată. Bineînțeles că acest lucru depinde foarte mult și de compania, de poziția companiei. Dar, oricum, este foarte important din acest subiect, sincer să fiu, am vrut și am dorit împreună cu cei cu care am făcut această propunere să vedem și buna intenție a companiei. Nu, a fost un test așa, adică haideți să stăm puțin de vorbă, să vedem cum vă poziționați. Deci noi avem o poziție. Adică noi oferim o soluție. Exact. În condițiile în care dumneavoastră nu aveți deschidere spre o soluție să repornim, atunci putem să ne gândim la altceva din partea dumneavoastră. Ne putem gândi la ce va însemna, pentru că, mod sigur, va fi un război din 2014, între ghilimele, având în vedere dispariția cotei de lapte. Dispariția cotei de lapte. Credeți că o să ne coste rău povestea asta? Dacă nu o să fim uniți în jurul fermierilor noștri și a unităților de procesare pe care le avem la nivel național și județean, s-ar putea ca acest lucru să ne coste enorm în perioada următoare și în special din punct de vedere economic. Deci, ne uităm în ochii telespectatorului și le spunem, oameni buni, Consiliul Județean Cluj a propus, prin intermediul domnului Oleleu și a clusterului pe care Consiliul Județean l-a pus în funcțiune, să spunem, la nivelul județului, ca acel brand românesc, Năsalu, acea brânză maturată, acel doc pe care l-aveam și noi în țărișoara asta, unul dintre, nu știu dacă mai sunt una, două brânzeturi certificate, să spunem așa, după cerințele europene, să fie repus în funcțiune. Își asumă Consiliul Județean acest lucru, rămâne ca... În perioada următoare, ca Frizlandul să spună da propunerii pe care Consiliul Județean a făcut-o către această companie. Corect. Asta e o veste bună. În sfârșit, vedem că se și implică și... La asta ne așteptăm, să știți. La asta ne așteptăm, ca foarte des să vină informații și știri de tipul ăsta din partea oamenilor politici care, cu adevărat, le pasă de ce se întâmplă. Că albinter putea să spună, domnule, e treaba mea, e o afacere privată, e treaba lui ce face cu brandul lui, vorba noastră, doar noi l-am vândut, nu l-au jefuit ei. Au venit, ne-au propus, noi am fost încântați. Nici nu consider că este corect să fii pasiv, cel puțin acolo unde poți să rezolvi problemele punctuale. Bun, o altă problemă super punctuală și super gravă din punctul meu de vedere, problema, domnule Oleleu, problema irigațiilor în România. Știm cu toții ce a reprezentat România din punctul ăsta de vedere, știm cu toții ce potențial agricol are România, să vorbim de sol, de pământ, de calitatea lui, însă Dumnezeu, cum să spun eu, e cât se poate de milostiv, de generos cu noi. Ne dă și ploaie, ne dă și zăpadă, ne dă și vreme bună. Însă nu ne dă când vrem noi întotdeauna, că așa e rânduiala. Însă ne-a înzestrat Dumnezeu așa cu minte, să facem școală, să ne uităm în stânga și în dreapta, să vedem cum procedează alții și să vedem că trece un fir de apă pe lângă noi. Ori firul ăla de apă, dacă ai, nu trebuie multă viziune, numai ochii deschiși să iai și să fii mânat de bună intenție. Și să-ți dorești. Să-ți dorești să-l folosești în scopul de a iriga și de a avea producție așa cum o estimai, cu anticipai la momentul în care ai pus sămânța aia în pământ. Am avut și la nivelul județului Cluj, ca să particularizăm puțin discuția, vreo 5.000 și ceva de hectare, aproape 6.000 de hectare, corect, care beneficiau de un sistem de irigație. S-a dus pe copcă. Nu știu cât mai avem în clipa asta, știți dumneavoastră mai bine decât mine. În orice caz ați venit cu o idee că vreo 3.000 de hectare ar putea să fie... În prima fază. Dați-ne și nouă povestea asta. Ce înseamnă ea? Ce costuri ar însemna? Ideea a pornit de la o întâlnire pe care am avut-o cu președintele Asociației Udătorilor din acea zonă, care a solicitat sub o formă sau alta, oricum acest subiect era în discuție de ceva timp, dar președintele Asociației Udătorilor din acea zonă a ridicat anumite aspecte vis-a-vis de ce se întâmplă pe irigații în această zonă. Am analizat oportunitățile și ce se poate face în acest sens. Una dintre variante care a fost analizată a fost aceea de
constituire a unei federații, pentru că altfel nu se putea lua, conform legislației, nu se putea lua în administrare de la statul român, nu se putea lua în administrare sistemul respectiv de irigații, pentru că el în momentul de față este administrat de către ANIF. Dar costurile și timpul care era foarte, foarte lung pentru constituirea federației, apoi federația să facă demersurile, diligențe, da, și absolut tot, ne-a făcut să decidem să mergem pe a doua variantă. Un shortcut, așa, o scurtătură spre. Da, a doua variantă de a prelua administrarea sistemului respectiv de către Consiliul Județean, dar în parteneriat și cu Asociația Udătorilor din acea zonă și avem solicitări și de la unele primării din zonă pentru a participa la acest proiect. Urmează să vedem faza finală. Până în prezent, ce s-a întâmplat din punct de vedere concret? Am trecut o hotărâre în Consiliul Județean prin care se aprobă începerea demersurilor, s-a prezentat intenția consilierilor județeni, este primul pas de a prelua acest sistem și din acest punct de vedere vreau să vă spun că și toți consilierii județeni în unanimitate au votat acest proiect. Urmând ca în perioada următoare, până în prezent, mai bine spus, ne-am făcut temele din punct de vedere juridic și din punct de vedere tehnic. Am avut discuții inclusiv cu companii private care doresc să vină ca și parteneri finanțatori în acest proiect, pentru că totuși suma nu este mică. La o primă evaluare sunt în funcție de soluțiile tehnice pe care o să le adoptăm, punerea lor în practică se ridică între un milion și ceva de euro și până la 3 milioane. Depinde cu materiale care nu durează, care nu rezistă, nu prezintă garanții mai mult de 5-6 ani sau cu materiale gen ciment, beton care au o garanție mult mai mare pentru că este nevoie să se refacă atât digul, canalele, dar foarte important și partea de pompare din râul Arieș. Pentru că acolo a fost o instalație, a fost domnul Ivan, a fost cel care a pus-o în funcțiune în anul 2004, în acel moment a pus-o în funcțiune, ea funcționa în acea perioadă, dar pe o suprafață mult mai mică, suprafața cea mai mare. Dânsul a fost director la Direcția Agricolă când s-a pus în funcțiune. Nu Ivan cel Groaznic, Ivan Ilarie. Nu? Ivan Ilarie, Ivan, da. Ilarie, da. Țăranul șef, cum îi spunem. Da. Și după care furturile și distrugerea sistemului de irigații într-o perioadă de 4-5 ani de zile a făcut ca în momentul de față sistemul să nu funcționeze. Deci practic nu se irigă absolut nimic în acea zonă. La telefon domnul Emil Turdean, președintele Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații. Domnule Turdean, bună seara! Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Am ascultat cu interes spusele domnului vicepreședinte. Într-un oarecare măsură trebuie să-i mulțumim dânsului pentru că ne-a susținut și ne susține în continuare cu acest demers de a fi preluat sistemul de irigații în prima fază de către Consiliul Județean, pentru că litigiul care există acolo cu stația de bază și alte probleme care sunt, nu se puteau rezolva de către noi, iar noi sperăm că demersul făcut de Consiliul Județean și noi să dea rezultat cel mai târziu anul viitor, dacă anul acesta este dus deja. Da, auziți, domnul Turdean, haideți să spunem oamenilor cam ce înseamnă sistemul ăsta de irigații, ce consecințe poate să aibă asupra randamentelor pe care un agricultor le poate obține pe parcela lui de pământ în momentul în care știe că dispune de o sursă de apă și numai, să zicem așa, la mila celui de sus. Bă, ce să vă spun, într-un an, în condiții normale de precipitații sau apă suficientă,
fiziologică pentru plantă, producțiile în zonă se pot situa, de exemplu, la porumb 10 tone. Iar anul față trecut, de cât? Față de cât? Față de 10 tone în an normal, cu precipitații 506 ml de apă, da? Asta anul normal. An normal, cu precipitații, da? În an normal. Anul trecut, având precipitații foarte scăzute, știți, producția de porumb în zonă a fost de 2200-2500 kg. Deci vă dați seama că o pierdere de 7500 kg. Fantastic. Da? Să nu mai vorbim de alte culturi, sfecla de zahăr, care au rădăcini, legumele, unde e nevoie de apă. Sunt plante care au nevoie de cantitate de apă mai mare. Iar deci, prin urmare, iertați-mă o clipă, ca să priceapă tot românul, vreau să plasticizez puțin așa, de, nu că n-au priceput oamenii, dar au priceput, dar așa îmi place mie să mă joc cu plastica, da? Da. Deci faceți o socoteală, dacă ai un an prost, așa cum a fost anul trecut, de pildă, fără irigații, obții 2,5 tone de porumb la hectar față de 10 tone, da? Da. Deci imaginează-ți că dacă ai 4 ani la rând secetoși, nu trebuie 4 ani. Înseamnă că muncești, cum să spun eu, 4 ani cât ai fi putut obține într-un an, corect, având un sistem de irigații pus la punct. Pentru dar nu ne trebuie 4 ani ca să închidem porțile firmelor, mă înțelegeți? A n-apucați 4 ani, prin urmare. Nu apucăm. Deci eu, anul ăsta, dacă se repetă și până acum nu prea este favorabil, s-ar putea să ne îngenuncheze seceta. Pentru că este o secetă pedologică și acum. Deci precipitații sporadice cu fenomene foarte periculoase, grindină, fenomene orajoase puternice pe locuri. La distanță de 300 metri, 60 de mililitri de apă și dincolo nimic. Deci vă dați seama ce fenomene foarte strane. Deci, e grav. Eu sper, Bun, dar domnul Leleu dorește să intervină. Vă rog să rămâneți pe telefon. Da. Domnul Turdean, bună seara, vă anunț că mâine va fi, credem noi, ultima întâlnire din punct de vedere tehnic pe acest subiect pentru finalizarea documentației care va fi transmisă ulterior către București, către guvern. Și sper ca în cursul săptămânii următoare să avem un prim răspuns. Și noi sperăm foarte mult, pentru că oricum anul acesta este dus. Și dacă am avea astăzi toate diligențele aprobate, tot nu ne-am putea apuca de investiții, pentru că durează, știți, aprobări, poate până la urmă și cu obținerea autorizațiilor și aprobărilor, tot la dumneavoastră o să apelăm. Pentru că... Da, spuneți-ne, de câți ani sperați, domnule Turdean? Pentru că sunteți în agricultură de câtă vreme? Păi s-au tot vehiculat acele faimoase proiecte de irigații, care într-adevăr existau pe acte, 100% finanțare, nerambursabilă, dar de 5 ani, 6 ani, repetăm, ghidul nu era bine făcut. Pentru că se cerea în ghid acolo ca să ai carte funciară asupra sistemului de irigații. Iar nu exista carte funciară. Pe vremea când s-a construit sistemul de irigații, nu exista așa ceva. Și vă dați seama că pe lungime 20 de kilometri să întabulezi terenul, nici nu știu, e un haos acolo cu proprietatea. Deci ei puneau accent pe proprietate, să deții proprietate. Plus că în momentul de față cum stă treaba? Nu s-au redat, că am înțeles de la domnul Ivan la un moment dat, că s-au restituit... Acolo e problema cea mai mare. S-au restituit terenuri cu obiective de tipul ăsta pe ele, cu stații de pompare. Asta e cea mai mare problemă, că de exemplu la stația de bază s-a retrocedat către proprietar, cunosc situația exact priza de apă, o suprafață de 10 arii, deci. Iar în condițiile astea, dă seama că nu ai acces la apă. Deci există stația de bază, pompe, cum sunt ele, dar tu nu poți trage apă că nu ești proprietarul prizei de apă. Bun, ce se poate întâmpla în situația asta? Sunt lucruri care mă depășesc pe mine, cel puțin. Sunt două variante. Ori o discuție, eu am avut o primă discuție, ori continuarea discuțiilor cu persoana care a obținut terenul în proprietate, teren pe care sunt amplasate clădirile pompelor de apă. Este o variantă și ar fi varianta cea mai simplă, astfel încât să găsim o formulă prin care parcela respectivă de teren să o primească în altă parte suprafață evaluată, pentru că aceste suprafețe e nevoie să fie evaluate din punct de vedere financiar, sau în ultimă instanță, sincer să fiu, nu mi-aș dori această formulă, este exproprierea în interes public.
Pentru că vorbim de câteva hectare, câteva sute de hectare în acea zonă și nu putem să fim indiferenți la ceea ce se întâmplă. Interesul este acela de a dezvolta această zonă și de a dezvolta producția. Dacă ne uităm cum s-a obținut această suprafață, ne va costa timp și nu-mi doresc acest lucru. E nevoie de fermitate pentru a rezolva această problemă. Iar oamenii ca și domnul Turdean sunt mulți în teritoriu, sunt mulți în țară, dar și la nivelul județului, care așteaptă un singur lucru, deschidere din partea autorităților și, în ultimul rând, din partea clasei politice, pentru că este foarte important, acești oameni, acești specialiști au și soluții. Noi trebuie să facem un singur lucru, să-i susținem. Pentru că au soluții legale pentru a dezvolta, până la urmă vorbim de creșterea produsului intern brut, creșterea veniturilor la nivelul Consiliului Județean, dacă un om ca și sau fermierii din Asociația Udătorilor au venituri mai mari, un lucru este simplu, la nivelul județului Cluj, să regăsesc niște bani în plus. Nici dânsii nu-și doresc să fie proprietari, cum nu ne dorim nici noi să fim proprietari acelui sistem de irigații, dar dorim toți împreună să rezolvăm această problemă. Domnul Turdean, cum se întâmplă lucrurile, domnule, în altă parte a lumii, în Europa asta? Adică cine dispune de sistemele de irigații? Se implică statul? E o problemă privată? Cum stă treaba? Nu. Deci sistemele de irigații în Ungaria, vă dau exemplu Ungariei, pe urmă să trec la altă țară, Olanda, în Ungaria, statul este vioara întâi în sistemul de irigații. Asigură până la capătul parcelei apa necesară fermierilor. Deci un domeniu de securitate națională, până la urmă, strategic. Da. Pâinea cea de toate zilele. În Olanda problema se schimbă pentru că există multe desecări și multe canale. Da? Unde fiecare are un beneficiu dacă își drenează pământul, face lucrări de drenaj, bineînțeles, sistematizat. Dar dacă ți-l faci tu, drenezi pământurile, beneficiezi tot pe acela canal de apă gratuită pentru irigare. Deci peste tot s-au găsit soluții. Am vorbit cu colegii din Polonia. Se poate verifica tot așa în Polonia. Statul este implicat în sistemul de irigații, macro-irigații, mă refer la canale, la canale de aducțiuni, iar de acolo încolo privește pe fermier să-și cumpere instalația de irigat, să-și cumpere motopompele pentru irigat. Da? Adică se face branșamentul la marginea infrastructura. Da, și toată lumea ar fi, deci cel mai fericit am fi dacă am avea apă acolo, contorizat, am consumat 1000 de metri cubi, 1.000.000 de metri cubi. Cât e metru cub de apă? Atât. De aia ne și dorim să fie într-o oarecare măsură un parteneriat public privat cu Consiliul Județean, pentru că ar fi factorul de echilibru între noi, între fermieri. Pentru că s-ar putea să zică micul fermier, ok, dar eu la 1000 de metri cubi, de ce să plătesc prețul apă ca și marele fermier care consumă 10 milioane de metri cubi? Și atunci ar fi o linie trasă între și mari fermieri și cei mici. Pentru că toată lumea trebuie să profităm de apă. Apa a dat-o Dumnezeu, un dar gratuit, gratuit într-o oarecare măsură ce vine din cer. Restul, totul se plătește. Da, e o resursă națională a statului, până la urmă, și statul suntem toți. Dar știți care e problema? Trecutul nu se poate schimba. Avem un bazin hidrografic foarte bun în Ardeal, în țara asta. Toate apele curg din deal în jos către Dunăre. Da? Problema e că nu s-au gândit, de exemplu, dacă ar fi fost un microhidrocentrală pe Arieș, sus undeva, la Poșaga, da? De acolo apa putea veni în cădeare pe conducție și să poată iriga cu preț de nimic atât terasa Arieșului. Fără mai cheltui. Prin cădă. O grămadă de probleme care, ce e trecut, e trecut. Să facem ceva ca să putem funcționa de anul viitor. Am înțeles. Dumneavoastră, câte hectare de pământ lucrați, domnule Turdean? 800 de hectare. 800 de hectare. Și mă scuzați că v-am trebuit să ne întoarcem la dezvoltare durabilă. Pentru că toate guvernele care s-au perindat au zis dezvoltare durabilă în agricultură. Aceasta ar fi dezvoltarea durabilă. Indiferent că avem precipitații sau nu avem,
când e nevoie, apeși butonul și poți iriga. Irigațiile nu sunt ieftine, dar fără irigații murim. Și ești în afara pieței, dacă nu joci cu aceleași arme ca și orice țară, mă rog, care face performanță în agricultură din Europa, evident că n-ai cum să te bați cu ei. E da, ca și cum ne-a provocat la duel, noi ieșim cu spada, el iese cu mitraliera. Mitraliera. Și la ora actuală avem un mare atu, fabrica de zahăr de la Luduș. Dar nu e o fabrică românească, hai să spunem și asta. Da, nu e românească, e românească, dar patronii sunt din grupul Tereos francez. Ce discutam francezi, noi. Da. Ce discutam iar acest noi francez sunt interesați să ne susțină, să dezvoltăm sistemul de irigație, pentru că au cumpărat fabrica aceea cu o sumă de bani, X. Fabrica aceea fără zestre, nu valorează nimic. Zestrea suntem noi fermierii. Am deci înțeles. Interese sunt și din partea fabricanților, și a fermierilor, și a Consiliului Județean. Acum să nu sperăm. Suntem convinși că se va rezolva. Doamne ajută, așa să fie. Mulțumesc mult, domnule Turdean, și vă așteptăm în platou, că ne-ați tot dus cu vorba, că veniți, că nu veniți. Nu, i-am spus și colegii. Aveți multe lucruri de spus și trebuie să veniți să le comunicați aici, domnule Turdean. Nu, vă așteptăm în teren pe dumneavoastră. Venim și în teren, cu siguranță, asta facem. Bine, o să aveți ce vedea. Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule Turdean. Un aspect foarte important, dacă l-a sesizat din intervenția domnului Turdean, acela de a gândi sistemul și pornirea sistemului pentru toată zona, acesta a fost iarăși unul dintre motive, pentru că maturitatea acestor oameni din acea zonă, ei au gândit în felul următor. Există pericolul ca la un anumit moment doar un grup să fie beneficiarul și ceilalți să fie dezavantajați. Dar acești oameni au spus altceva, au zis, e nevoie să gândim astfel încât și cel care va veni peste 2 sau 3 ani să-și lucreze pământul, să nu simtă o diferență. Și Consiliul Județean poate să facă acest lucru. A menține un echilibru și a menține un preț care să fie accesibil pentru tot ce înseamnă fermieri, atât fermieri din prezent, cât și potențialii fermieri din perioada următoare. Pentru că în momentul când se dezvoltă, sunt zone care nu se cultivă și atunci vor intra și alte evident, zone în zona arabilului, în zona producției. Dar un lucru foarte important, domnule Oleleu, ce remarca domnul Turdean aici. Apa curge, frate, către Dunăre, către Marea Neagră, da? Da. De la deal la vale. De la deal la vale. Asta e una, e limpede. Însă, cum să spun eu, deocamdată nu are valoare adăugată. Adică ea curge pur și simplu, se duce în mare, se varsă acolo, da? Dacă ea ar intra pe canalele astea și ar veni să deservească niște agricultori din România, dintr-o dată ar deveni o resursă care aduce profit în bugetul statului. Adică așa cum vinzi gaze, cum vinzi petrol, cum vinzi curent, poți să vinzi și apă. Și cantitățile de apă folosite de fermieri în agricultură sunt foarte mari. Cât ar fi prețul ăla? Înseamnă niște bani foarte mulți care vin în visteria țării astea, ca să priceapă toată lumea că, bun, bagi în sistemul ăsta, nu știu, poate 2 miliarde să facem tot sistemul de irigații în România. Însă miliardele alea probabil că în decurs de 10 ani, de 20 de ani, se întorc din taxa aia pe care o plătește fermierul pe apă. Ceea ce e foarte important, adică e o chestiune care se amortizează în timp. Plus valoarea pe care o face agricultorul român, de la 2 tone de porumb pe hectar la 10 tone, la 8 tone. Ceea ce iarăși, cum să spun eu, da, câștigul ar fi cel puțin din două surse. Acela al creșterii veniturilor, urmarea creșterii producțiilor și doi, urmarea valorificării la un preț. Vreau să vă spun că și în această zonă am luat în calcul, având în vedere că Arieșul este imediat în vecinătate, am luat în calcul o variantă să facem o captare mult, mult în amonte, astfel încât apa să vină prin cădere. Din punct de vedere tehnic, în momentul de față, specialiștii nu au reușit să identifice soluția, deoarece e nevoie de 15, dacă nu greșesc, nu am datele în față, 15 km, astfel încât să asigurăm o presiune corespunzătoare pe sistemul de irigații, pe nivelele corespunzătoare. Și
Ar fi o soluție la nivel, la nivel național. S-a așteptat foarte mult fondurile europene. Din păcate, pe acest subiect, ceea ce spunea domnul Turdeanu, atât cele care au fost până în prezent, care condiționau anumite documente de proprietate pentru a depune dosarul, ceea ce era imposibil. Bun, dar pe terenul respectiv aveai nevoie de CF-uri, pentru că așa de CF-uri. Ori a obține CF-urile pe toate terenurile pe care... Le pune cap la cap. Cap la cap. Pe mine nu mă interesează. Am pompa pe teren, dar nu mă interesează irigațiile. Era o nebunie. Practic nu se putea întâmpla acest lucru. Pentru că chiar dacă ai 3 sau 4 care au CF-uri, au terenurile în regulă, urmează 1-2 care nu mai au documentele. Și nu interesează. Și din acest punct de vedere a fost o problemă absorbția fondurilor europene. Pe exercițiul 2014-2020 condițiile sunt oarecum asemănătoare, dar și fondurile nu sunt așa cum am sperat noi pe acest subiect. Sunt discuții la nivelul Ministerului Agriculturii și domnul ministru încearcă să găsească soluții pentru canalul Siret. Este o lucrare de anvergură. Să sperăm că până la urmă se va găsi o soluție pentru zona noastră de Ardeal, nu ne avantajează, pentru zona noastră de Ardeal va fi nevoie să găsim soluții punctuale. Pentru că avem un bazin hidrografic bogat și va fi nevoie să avem acea maturitate să-l exploatăm corespunzător. Inclusiv am avut discuții în zona Someșului, zona pornind de la Apahida în partea cealaltă până la Gherla. Vedem și variante în această zonă, dar nu doresc să fac promisiuni care să nu le putem... Bun, deocamdată e limpede, banii se duc pe apa Sâmbetei. Apa asta Sâmbetei ar putea fi vândută fermierului român care să-și irige terenurile, să obțină producții mult mai bune decât ceea ce obține în momentul de față, așa la întâmplare oarecum. Mai cu seamă că nici nu dispunem, domnule Oleleu, de resurse, așa cum dispun agricultorii din Occident în momentul de față, care își permit să arunce câte o tonă de azot, substanță activă, pe hectar, ceea ce fermierul român nu-și permite, nici îngrășăminte, nu-și permite nici apă. Evident că n-ai cum să fii competitiv pe o piață globală. Fermierul român nu-și permite nici utilaje, pentru că nu are nici certitudinea recuperării sumelor de bani în condițiile angajării unor cheltuieli. Nu-i bancabil, băncile îl ignoră. Nu-i bancabil, nu are... și nu este sprijinit, nu are certitudinea că își va obține culturile prognozate. Motiv pentru care încă, din păcate, există o diferență între capacitatea financiară și dezvoltarea fermierilor din România și acelor din Uniunea Europeană. Și, în mod sigur, aceasta este și frica fermierilor noștri și a mea personal, vis-a-vis de politica vânzării terenurilor în perioada următoare. Astăzi discutam, domnule Oleleu, cu o cunoștință care îmi spunea că se deplasează în zona Oradei cu niște olandezi care doresc să cumpere vreo 1500 de hectare de teren, sunt compactate, sunt... Au fost și în zona Clujului. Au fost și în zona Clujului. Da. S-au aranjat, vorbeau deja de 4500 de euro pe hectar, ceea ce mi s-a părut un preț rezonabil față de ce se vindea în România până acum și... De ce se vindea în România, dar de ce se vinde în Uniunea Europeană, cum vi se pare? Asta vreau să vă spun, că îi întrebam pe olandez, bun, dar la voi cu cât cumpărați hectarul? Și îmi spunea că între 40 și 50 de mii de euro, teren arabil, fraților, e un teren de casă, că noi ne ducem să cumpărăm, nu știu, hectarul, să ne facem o casă pe un hectar cu 50 de mii de euro. Ce dacă scoți 50 de mii de euro? Deci iată diferența. Suntem o țară ieftină, domnule Oleleu, din calea afară. Țara asta e de vânzare în continuare. Noi nu ne prindem nici cum. Adică toate politicile care se fac, pentru că ați spomenit domenii strategice, nu? Vezi cel al siguranței, asigurării alimentelor, a hranei pentru populație. N-ai sisteme care să te ajute să-ți asiguri
cumpărăm de afară în continuare, când avem un potențial să hrănim 80 de milioane de oameni, noi nu ne putem hrăni 20 de milioane. 70% aproape din ceea ce consumăm, aducem din altă parte, făcut de alții. Zici că suntem o țară de nababi, de boieri, care stau pe spate și permit și cumpără de la alții. Lasă-mă să lucreze ea în Spania, să lucreze ea în Olanda, unde vor ei. Noi ne permitem, mergem la supermarket numai și cumpărăm. Ce se întâmplă? Adică se vede undeva sau se întrevede un lucru politică? Un lucru este foarte clar. Drumul de pe care am venit a fost un drum greșit. Dacă nu vom avea maturitatea să schimbăm direcția de mers în cu totul alt sens, o să avem o mare problemă ca și națiune. Și vis-a-vis de vânzarea terenului. Am avut diverse discuții cu persoane private, politicieni și așa mai departe, strategia vânzării terenurilor. Bine, se spune foarte simplu. Unii, da, să vină să cumpere, pentru că acest teren oricum nu va putea fi dus în altă parte, nu se va întâmpla absolut nimic cu el, el oricum va fi redat agriculturii. Dar se pune un mare semn de întrebare și mi-l pun eu, motiv pentru care o să încercăm să avem aici la Cluj, cu o parte dintre fermieri, cu o parte din factorii responsabili, inclusiv politici, o dezbatere pe acest subiect. Dar problema se pune în felul următor. Cum poți tu, ca și stat, în momentul în care proprietarul nu mai este fermierul român, să faci o politică corespunzătoare pentru a-ți asigura securitatea alimentară? Vă dau un singur exemplu. Un investitor cumpără un teren în județul Brașov, caz concret. Pe terenul respectiv era programat în cadrul unei asociații să cultive o anumită cantitate de cartofi. A renunțat la cantitatea respectivă, a trecut la biodiesel. Ne putem trezi cu astfel de derapaje, grupuri până la urmă, grupuri de interese să achiziționeze terenuri, iar destinația să nu fie una agricolă, pot evident să fie una tehnică sau de altă natură. Și atunci, chiar că o să fim, și este ultima verigă, o să fim transformați într-o piață de desfacere. Într-o colonie. Motiv pentru care inițiativa Ministrului Agriculturii de a crea o bază de date și de a crea o agenție, astfel încât să această agenție să aibă posibilitatea de a achiziționa în prima fază terenul pe care intenționează cineva să-l cumpere, este bună, dar va fi nevoie să analizăm, să vedem și inclusiv să se asigure anumite susțineri financiare. Pentru că aici este problema majoră. Puterea financiară a fermierului român este mult, mult mai mică decât puterea financiară a fermierilor omologului din Uniunea Europeană. De oriunde o fi el. De oriunde. Aproape de oriunde. Hai, Polonia. Să nu-l comparăm cu Germania. Polonia. Să nu-l comparăm, da, cu Germania. Ne mai batem pe la sud de Dunăre, da, așa mai trece în Dunărea, mai face câte o incursiune. Și dincolo de graniță, dacă... Ne crește moralul dacă mergem în Bulgaria. Când ne mai iese. Eu personal, dacă... Eu voi susține ideea prelungirii acestei perioade, să nu se întâmple în 2014, 2020, 2020, să vedem din punct de vedere tehnic cum se va putea face acest lucru, având în vedere că și termenul respectiv este negociat. Bun, dar și alte țări au obținut derogări. Au obținut derogări și în momentul de față, sincer vă spun, având în vedere că nu este pregătită nici acea agenție, nu sunt pregătite nici structurile în teritoriu pentru a avea o bază de date la tot ce înseamnă teren arabil care urmează să fie vândut într-o formă sau alta, cred că soluția cea mai bună ar fi o obținere a prelungirii termenului respectiv, că dumneavoastră a spus foarte bine și alte țări au obținut. Da. Oameni buni, mâine seară discutăm despre produse tradiționale, despre făcături în domeniul ăsta al produselor tradiționale. Prietenul Agro TV, îmi place să-l numesc așa, profesorul Avram Fițiu, îl avem și la telefon în momentul acesta. Bună seara, domnule Fițiu! Bună seara! Invitatul nostru mâine seară, domnul Avram Fițiu, discutăm despre aceste produse tradiționale. Ați aruncat puțin în aer
să zic, încrederea populației, domnule Fițiu, în produsele tradiționale. A spus că o mare, mare parte din ele sunt contrafăcute, nu merită eticheta de produs tradițional. Dați-ne câteva elemente ca să deschidem gustul, să spunem, pentru subiectul ăsta, pentru mâine seară, telespectatorilor. Producătorii care produc produs tradițional, de regulă, sunt oameni serioși și au dezvoltat o afacere de familie în spiritul legii, ca să poată să trăiască decenții din această activitate. Din păcate, în ultima vreme, există presiune extrem de ridicată din partea industriei alimentare de a pune mâna pe acest domeniu, motiv pentru care ne-am trezit că industria intervine activ în acest proces și atestează produse tradiționale la nivel cantitativ destul de ridicat. În acest context, evident, că în momentul de față, dacă vrei să distrugi acest domeniu al produsului tradițional, n-ai decât să-l banalizezi, să vii cu produse industriale, care vin dintr-o altă logică și care nici măcar nu respectă, evident, cadrul normativ, ca să poți dilua încrederea consumatorilor în acest tip de produs. În toate țările din Europa, atunci când vrei să produci un produs tradițional, îl dezvolți în spiritul și în litera legii. Orice spune spiritul și litera legii în acest domeniu. Spune că vorbim de afaceri care sunt legate de un anumit teritoriu, că de regulă acel teritoriu este de mărimea unei comune și la limită 2-3 comune. Ori în momentul în care o industrie alimentară vine și propune un produs alimentar tradițional, evident, nu se mai referă la brânză de, să zicem, Cojogna, din județul Cluj, că vorbim de un produs care este realizat cu materii, cu ingrediente, care vin din alte teritorii decât acea comună, cum spune legea. Pentru că potrivit actului normativ din România 690, vorbim de materii prime, ingrediente, care provin din teritoriul a cărui nume a dat numele produsului respectiv. Dacă vorbim, să zicem, de brânză de Cojogna, iau un caz ipotetic, nici măcar nu știu dacă există un atestat pe această... Da, ziceți de Năsal, domnule Fițiu, ziceți de Năsalul ăla de la Țaga. Zice, nu-i caracteristic, pentru că e vorba de un proces industrial a unei industrii, nu-i bine să-i dăm numele, că e de noastră de aici, și n-are nicio legătură. În afară de ideea în sine de tradiție, tot ceea ce este acolo n-are legătură cu respectarea legislației în vigoare, în spirit și în literă. Dar vorbim de orice altă industrie care a pus mâna pe acest domeniu și care vrea, bineînțeles, să acapareze un domeniu care, sigur, vinde mai bine, pentru că în spatele acestei vânzări stă la bază credința consumatorului că aceste produse sunt produse care provin dintr-o afacere de familie, dintr-un anumit teritoriu, că se vinde povestea unui teritoriu dat și, când spun teritoriu, așa cum am spus mai înainte, de regulă ne limităm la nivelul unei comune din România. Adică zici pleșcoi, nu zici... Chiar și acolo s-a ieșit un pic din cadrul legii, da, pentru că acolo deja s-a extins zona respectivă, area geografică nu mai este comuna respectivă, ci vorbim deja de câteva comune vecine, din câte mi-amintesc când am citit că de sarcină la Pleșcoi, vorbim de undeva de 15-20 de localități, a depășit deja granițele unei comune, dar hai să zicem că încă mai poate să rămână în spiritul legii acest tip de produs. În schimb, în momentul în care industria vine și pune mâna pe aceste produse și ba mai mult spune că aceste produse tradiționale nici măcar nu sunt valoroase, dar ei vin și pun mâna pe ele, sigur, deja aici avem de a face cu un joc care are, sigur, conotații de natură economică și nu de altă natură. Domnule Fițiu, vă mulțumesc. Mâine seară discutăm, dragi prieteni, în direct cu domnul profesor Avram Fițiu aici despre produsele tradiționale, despre, mă rog, aranjamentele care se fac și în domeniul acesta. Invitatul meu din această seară chiar s-ar fi priceput să discutăm pe tema asta, pentru că e chiar specialist un subiect interesant specialist în și care domeniu. Necesită. Mulțumesc, domn profesor. Ne vedem mâine seară. Domnule Oleleu, vă mulțumesc mult pentru bunăvoința din această seară și vă așteptăm chiar cu mare plăcere de fiecare dată când sunt lucruri de spus și cred că sunt mai ținând cont de background-ul dumneavoastră de om de știință, să zic, în domeniul ăsta al alimentației. De specialitate. De specialitate. Chiar cred că ați putea să ne serviți ca și comentator de multe ori dincolo de angajamentul politic pe care îl aveți în momentul de față. Cam atât, oameni buni, pentru această seară. Mâine seară ați văzut care este tema. Până atunci, cele bune. Doamne ajută!